Da? Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, bine ne revedem din nou. Cu unii dintre dumneavoastră, în perioada verii, am avut posibilitatea să mai comunicăm într-un format mai larg. Nu ne-am văzut de ceva timp, de aceea am considerat oportun ca să avem această întâlnire aici, astăzi, în contextul ședinței colegiului care a avut loc săptămâna precedentă. Vom încerca să comunicăm care au fost activitățile prioritare în contextul procesului de activitate a poliției în această perioadă. Ca cuprins, ne vom orienta pe provocări, rezultatele care le-a avut poliția în această perioadă, problematica instituțională, prioritățile pe termen lung, situația criminogenă și prioritățile de moment. În primul rând, o să trec la cea dintâi provocare care a avut-o poliția în această perioadă, începând cu data de 24 februarie, și aceasta a fost orientată în mare parte spre activitate spre problematica războiului din Ucraina, și anume refugiații care au venit din Ucraina. La fel, o altă provocare au fost alertele cu bombă, criza transportatorilor și clar că ca fenomen a existat și criza pandemică. La compartimentul asigurarea siguranței și securității cetățenilor din Ucraina care s-au stabilit sau au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, ca priorități, poliția a avut escortarea acestora către locurile de amplasare unde au fost amplasați acești cetățeni. La fel a fost patrularea drumurilor, arterilor naționale și internaționale, care au avut o încărcătură mai mare ca în celelalte perioade, monitorizarea locurilor de aflare a refugiaților, investigarea cazurilor de vandalizare a mijloacelor de transport. Noi cunoaștem că am avut un fenomen în primăvara anului curent, atunci când erau sustrase acele plăcuțe de înmatriculare de la mijloacele de transport cu numere străine și, bineînțeles, aplicarea simbolurilor VET și Z, situație care, de fapt, la un moment a și determinat modificarea cadrului legislativ pentru a putea cumva documenta acest fenomen. Vreau să precizez că în această perioadă, deloc simplă, poliția a avut o încărcătură și anume în tot acest parcurs, în mare parte s-a lucrat în schimburi. Din numărul total de angajați care are poliția, în această perioadă, de fapt, 5, sau mai corect spus, 3.000 de angajați, practic mai mult de o treime, au activat zilnic în schimburi, fiind suplinit numărul patrulărilor pe artere până la 130 de echipaje. Bineînțeles că am avut și alte categorii sau alți angajați care au lucrat în turile de 24, mă refer în mare parte la acei colegi care au lucrat pe sistemul de analiză și evaluare a riscurilor la acest compartiment. La fel de important este faptul că în această perioadă, de fapt, Republica Moldova a fost centura de securitate privind gestionarea riscurilor de migrare a unor fenomene infracționale către spațiul european. Astfel, a fost axat sau orientat prioritatea noastră de activitate pe laboratoarele clandestine de producere a drogurilor sintetice, traficul ilicit de arme, traficul de ființe umane, în mod special aici vorbim de copii, infracțiunile cibernetice, care cu toții cunoaștem că o mare parte din infracțiuni la ziua de astăzi, de fapt, au un aport important și sistemele informaționale și digitale, hoții în lege, care cu părere de rău am înregistrat o creștere a numărului de persoane din acest compartiment, care au tranzitat frontiera de stat a Republicii Moldova, venind pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. Toți aceștia au fost reținuți urmând sau fiind desfășurată procedura de extradare în modul corespunzător. Nu în ultimul rând, am avut și fenomenul infracțiunilor patrimoniale. Noi cunoaștem cu toții acolo unde au fost sustrageri financiare de la persoanele străine care tranzitau teritoriul Republicii Moldova. În mod special ne aducem aminte toți cazul de pe traseul Leușeni, atunci când sustragerea a fost una în proporții deosebit de mari.
La fel, un alt aspect destul de important în această perioadă, îl cunoaștem cu toții, care a înregistrat o majorare a numărului de alerte cu bombă. Dacă în perioada ianuarie-iunie noi am înregistrat 24 de cazuri, atunci în lunile iulie-august noi am înregistrat 124 de cazuri, având la total 148 de cazuri înregistrate. Ce vreau să spun, că antrenați, angajați în fenomenul respectiv, în documentarea și verificarea cazurilor, au fost antrenați peste 3200 de angajați ai poliției, fiind implicate peste 1100 unități de transport, fiind vizate peste 880 de bunuri imobile care au fost vizate în acest proces. Și nu în ultimul rând, ca prejudiciu adus, aici vorbesc doar de poliție, deoarece există și alte instituții care sunt implicate în acest proces de documentare, atât din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cât și din afara Ministerului Afacerilor Interne, care la fel au anumite aspecte procedurale sau procesuale în procesul de documentare și au și ei cheltuieli. Eu aici o să vreau să fac doar o mică remarcă, că acest proces ce ține de alertele cu bombă, ele se împart în două aspecte. Noi avem alertele cu bombă care au fost declanșate sau anunțate prin intermediul apelurilor telefonice 112. Aici vreau să remarc că toate cazurile au fost documentate, iar persoanele care au efectuat apelul respectiv au fost identificate și se află în documentarea procesuală a organelor de drept. Și cel de-al doilea compartiment, care ne este cunoscut nouă tuturor, raportat la mesajele care vin prin intermediul adreselor electronice, este al doilea aspect, care la fel este într-un proces avansat de documentare cu alte organe și instituții ale statului abilitate în acest proces. O altă provocare care a stat în sarcina poliției, de fapt, a fost criza transportului. Noi cunoaștem că în această perioadă, marea majoritate a mijloacelor cu încărcături mari care veneau din Ucraina au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, astfel au fost create coloane la trecerea frontierei de stat. Pentru aceasta, în prima etapă, a fost necesar implicarea subziunilor polițienești în vederea fluidizării traficului în aceste segmente de drum, inclusiv prin crearea acelor buzunare între mijloacele de transport pentru a putea permite deplasările din ambele direcții de deplasare ale acestora. Și nu ultimul rând, la fel ca o provocare care a avut-o poliția, chiar dacă este încă din anii precedenți, noi și în anul curent, de fapt, am întreprins acele acțiuni sau măsuri care ne-au fost stabilite prin Comisia de Sănătate Publică referitor la criza pandemică legată de COVID-19. Aici mă refer la acele măsuri legate de verificarea persoanelor aflate în autoizolare, verificarea instituțiilor și altele. Chiar dacă în această perioadă de timp, care de fapt poliția a cunoscut o încărcătură a procesului de activitate, unde pe teritoriul Republicii Moldova au fost suplimentar numărului de cetățeni ai Republicii Moldova peste jumătate de milion de cetățeni străini veniți, care fie au tranzitat, fie au staționat pe teritoriul Republicii Moldova. Indiferent de aceasta, poliția a făcut față tuturor provocărilor și acțiunilor ce țin de alte compartimente legate de securitate și ordinea publică. În acest context, eu vreau doar să remarc că nu este suficient, dar tendințele noastre sunt mult mai mari, dar oricum în această perioadă poliția a reușit să micșoreze media pe țară la apelurile 112 până la 24 de minute și 59 de secunde, deci în medie coborându-ne față de anul precedent cu o medie de 3 minute, termenul de rapiditate a poliției la apelurile 112. La fel, ceea ce ține de un compartiment important, acolo unde vorbim de infracțiunile deosebit de grave și excepțional de grave, vreau să precizez că toate infracțiunile care au fost comise pe parcursul anului curent,
toate din categoria respectivă au fost descoperite în proporție de 100%. La fel, o scădere sau o îmbunătățire am înregistrat și la compartimentul delincvenței juvenile. Deci avem o scădere cu minus 21% raportată la anul precedent, acolo unde vorbim de antrenarea minorilor în comiterea diferitor tipuri de infracțiuni. Eu aici vreau doar să fac o remarcă că la acest capitol mai avem mult de muncit, mai avem mult de muncit raportat sau în comun cu alte instituții ale statului, vorbind aici cu Ministerul Educației, vorbind cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la fel cu autoritatea publică locală, ori deloc nu ne încurajează și ideea că noi, la ziua de astăzi, de către minori, avem comisie infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova, anul curent, peste 295 de infracțiuni, unde au fost implicați peste 400 minori. Plus la toate acestea, noi avem și tabloul infracțional referitor la faptele comise de minori și vedem vârsta, profilul acestor categorii de minori. La fel de important este faptul că cu toții cunoaștem că Republica Moldova are înregistrate peste 1 milion mijloace de transport de către ASP-ul Republicii Moldova. În afară de aceasta, pe teritoriul Republicii Moldova mai sunt peste 100.000 de mijloace de transport aflate în teritoriul din stânga Nistrului. Plus la toate aceste mijloace de transport, suplimentar în această perioadă de referință, pe teritoriul Republicii Moldova s-au deplasat încă peste 500.000 de mijloace de transport înregistrate în străinătate. În pofida acestui fapt, noi, chiar dacă avem unele artere de deplasare cum le avem, mai urmează sau mai este necesar mult de îmbunătățit la acest compartiment, unde trebuie să lucreze și alte autorități, noi am înregistrat o scădere de 5,9% accidentele în traficul rutier, noi am înregistrat o scădere de 8,5% accidente cu persoane decedate, ceea ce întotdeauna noi știm că toți ne dorim să ajungem vii și nevătămați acasă și asta o dorim tuturor participanților la trafic, dar trebuie să lucrăm deoarece este o durere atunci când se pierde o viață omenească. Și la fel avem o scădere de peste 9% raportată la persoanele traumatizate în accidentele rutiere. Chiar dacă undeva sunt anumite zvonuri și cineva lansează anumite interpretări, eu vreau să vă asigur și să vă garantez că tot ce ține de compartimentul activității poliției este desfășurat la maxim aceste sarcini și atribuții, iar pe parcursul anului curent, dacă o să vedeți conform dinamicii, noi am înregistrat o scădere atât la infracțiuni legate de droguri, viața sexuală, infracțiunile contra vieții și sănătății, familiei și minorilor și infracțiunile patrimoniale. De ce am făcut această diagramă? Anume raportate la unele aspecte de ordin social. Mai mult ca atât, eu vreau doar să precizez că în această dinamică o să vedem, chiar dacă prețurile au fost ridicate la multe produse, văzând dinamica, noi în această perioadă, începând cu luna aprilie, am înregistrat o scădere a numărului de infracțiuni, deci referindu-ne la fenomenul infracțional. Dar eu vreau să mai fac o mică remarcă, stimați colegi. Noi, în anul 2000, începând cu 2020, când s-a început fenomenul sau criza pandemică, atunci când a început pandemia de COVID-19, noi cunoaștem cu toții că au fost instituite o serie de restricții raportate la transport, raportate la diferite sedii, instituții, locuri de agrement și așa mai departe. Pornind de la aceasta, noi în anul curent aceste restricții, de fapt toate au fost excluse, dar noi oricum observăm că poliția nu a înregistrat o creștere a fenomenului infracțional, ba dimpotrivă a înregistrat o scădere a acestui fenomen. La fel ce vreau să menționez, dacă anul precedent sau în ceilalți ani, la fel din cauza restricțiilor, au fost restricționate anumite măsuri, pe
Pe parcursul anului curent, eu vreau să spun că doar în primele 6 luni ale anului curent, noi am înregistrat cu peste 1400, îmi cer scuze, da, 1400 de măsuri cultural-artistice, educative, sportive, manifestații, proteste, mai multe decât în anul precedent. Astfel, noi am reușit, conform colegilor mei de la analiza riscurilor, să ducem cu succes aceste evenimente, să avem, ba mai mult, o îmbunătățire a procesului nostru de activitate și vreau să precizez că dacă în anul precedent, la un eveniment în masă, la un polițist îi erau atribuiți 73 de cetățeni care se aflau, în anul curent, la un eveniment în masă care are loc, conform analizelor care se prezintă, noi avem un polițist atribuit la 48 de cetățeni. Bineînțeles că în tot acest proces de activitate, poliția se confruntă și cu anumite aspecte problematice și aici unul la mână este problema legată de resursele umane, acolo unde avem un număr ridicat de funcții vacante raportat la necesitățile care le are poliția la ziua de astăzi și, bineînțeles, acel program de instruire continuă care este necesar să fie adaptat provocărilor zilnice care le are poliția, reieșind din situația reală, vorbind aici de războiul din Ucraina, vorbind de alte provocări care noi le întâmpinăm. Și, bineînțeles, de fapt, parcul autocarelare poliția și, cu părere de rău, și acesta a suferit o învechire și nu poate face față tuturor necesităților de reacționare rapidă la solicitările care pot apărea. La fel ca o tendință sau o provocare negativă pentru noi care cumva ne determină să avem un lips de cadre, este salariul neatractiv, supra-solicitarea și încărcarea angajaților noștri și activitățile care în mare parte ne sunt și improprii raportate la procesul nostru de activitate. Și aici este o chestie de istorie atunci când întotdeauna anumite articole din codul contravențional erau ajustate, se puneau în sarcina de constatare și documentare a poliției, ceea ce noi am ridicat-o ca problematică, deoarece nu este corect atunci când vorbim de anumite constatări care pot fi asigurate fie de alte autorități, fie de autoritatea publică locală, aceasta să fie pusă în seama poliției, deoarece toți au competență și responsabilități pe acest capitol. Vorbind la activitățile improprii, de fapt am și început, dar pe lângă toate acestea există și alte categorii de activități care noi, cu părere de rău, suntem obligați să intervenim, cum și-am spus, chiar dacă ele pe moment nu sunt proprii poliției, dar atunci când parvine apelul 112 și solicitarea, este nevoie de a ieși, acesta este timp, este resurs și este necesar de a reacționa pentru a nu se lăsa locul interpretărilor. În acest context, eu mi-aș dori foarte mult ca în procesul meu de activitate să reușesc excluderea arderii profesionale, deoarece atunci când angajatul ajunge la epuizarea și nedorința de a activa, aceasta cumva afectează însuși procesul de realizare a sarcinilor care îi sunt puse ca atribuții acelui angajat. Pentru aceasta este necesar de a gestiona eficient toate activitățile și procesele, în așa măsură ca polițistul, de fapt, să aibă dorința de a activa în instituțiile statului. Trecând la următorul compartiment, aici mă refer la priorități. Unul la mână este sporirea prezenței poliției în stradă. Acum chiar suntem într-un proces de analiză funcțională unde ne dorim o altă structură de funcționare și un alt proces de reacționare a poliției la solicitări. El se cataloghează în câteva compartimente. Una ce vreau să vă spun, nu sunt de acord și nu împărtășesc ideea de reacționare a unui echipaj de poliție conform competenței teritoriale, ori trebuie să reacționeze acel echipaj de poliție care este mai apropiat de solicitantul care face apelul și intervenția poliției.
La fel, un alt compartiment este legat de digitalizarea proceselor. Deja am și început în instituția poliției să demarăm acest proces. Eu personal nu mai accept rapoarte, cereri și alte tipuri de documente venite de la angajații mei cu semnătura holografă, deci este instituit principiul de semnătură digitală, dar cel mai important, care îmi doresc eu până la anul viitor, să reușesc să institui mecanismul de documentare a contravenției electronice. Să dispară hârtia în procesul de documentare atunci când un agent de circulație stopează un cetățean și noi trebuie să căutăm blanchete, fișe, pixuri ca să documentăm. Deci va fi un proces de documentare electronic cap-coadă prin gestionarea bazelor de date, astfel încât persoana în maxim 2-3 minute să fie întocmit procesul contravențional atunci când aceasta a încălcat. La fel ne dorim foarte mult implementarea conceptului de poliție comunitară și la nivel național, ceea ce am instituit în unele localități. Și, nu în ultimul rând, creșterea retenției personalului calificat. Doar în acest mod noi vom reuși ca să asigurăm menținerea angajaților buni și profesioniști în sistemul afacerilor interne. Prioritățile imediate, legate chiar de perioada scurtă, începând din zilele următoare, noi cunoaștem cu toții 1 septembrie, începutul noului an școlar. Eu aici o să vreau să atrag o atenție sporită atât instituțiilor de învățământ, dar în mod special părinților, ca să fie prudenți la copiilor, să-i instruiască despre acțiunile și manierele care trebuie să le aibă în public, inclusiv modul de deplasare către instituțiile de învățământ și înapoi spre casă. La fel, o să desfășurăm o serie de campanii la acest compartiment pe perioada imediat următoare ca să sensibilizăm cumva societatea la acest compartiment. La fel, în perioada imediat următoare, noi cunoaștem că mai există și alte aspecte legate de culturile agricole, acolo unde mulți cetățeni ai noștri mai strâng anumite produse, roade. Eu aici iarăși vreau să atenționez, să avem o atenție sporită, ori noi în fiecare an înregistrăm în perioada anotimpului de toamnă o serie de accidente rutiere cu mijloacele agricole, fie că se consumă alcool, fie că nu se respectă anumite reguli de securitate în acest proces. La fel, aici o să vreau să atrag atenția și cetățenilor din municipiul Chișinău să manifeste răbdare și înțelegere în procesul de deplasare. Noi cunoaștem cu toții că Primăria municipiului Chișinău a inițiat o serie de lucrări pe mai multe artere din Chișinău, ceea ce cumva pune în dificultate procesul de deplasare prin municipiul Chișinău. Pentru asta eu vreau să vă asigur că poliția va interveni în acele mai problematice artere pentru a încerca și a fluidiza traficul rutier, dar o să rugăm și noi înțelegere din partea cetățenilor și acolo unde este posibil ca să evite acele artere de drum care se află în reparație, să o facă. Eu vă mulțumesc foarte mult! Deci, pe parcursul anului curent, de la momentul începerii războiului la vecinii noștri din Ucraina, din 24 februarie, s-a înregistrat un număr de persoane care sunt în căutare internațională, peste 50 la număr, dar eu vreau să vă asigur că aceste persoane, în mare parte, fie au încercat să traverseze frontiera de stat a Republicii Moldova într-un mod legal prin punctul de trecere, dar clar că am avut și alte situații care aceste persoane cumva au încercat să traverseze, să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul necontrolat de stat,
anume vorbesc aici prin segmentul transnistrean. Dar toate persoanele, am spus, sunt reținute, se află în custodia statului, fiind inițiate procedurile de extradare cu statele partenere care sunt vizate persoanele. Sâmbătă 27 august, unul dintre subordonații noștri, numai Gheorghe Spunu, care, încălcând orice lege existentă în Republica Moldova, m-a reținut timp de 3 ore pentru o presupusă contravenție de circulație întâmplată acum un an de zile. Din câte știu, legea ei spune că puteam fi documentat la fața locului și întocmit un proces verbal de contravenție, repet, pentru o presupusă, pentru că domnia sa mi-a arătat doar niște imagini în care nu se distinge că eu aș fi fost la volan. Din câte știu, a fost unul din angajații mei și a fost o simplă întoarcere, ok, o contravenție, dar din 7 decembrie 2021. Și totuși v-a reținut 3 ore. Eliberându-mă fără niciun fel de explicație, apropo. Dacă se permite, eu întâi de toate o să spun că ușile Inspectoratului General al Poliției, atunci când este vorba de un briefing sau o conferință de presă, sunt deschise pentru toți cetățenii care doresc să participe. Noi nu avem ce ascunde. Doi la mână, cu referire la caz, eu cu părere de rău sunt poate puțin informat, reieșind din agenda care am avut-o în aceste zile, dar fiind jurist, eu o să spun următoarele. Fiecare persoană, la momentul când este stopată în traficul rutier, este obligat să se legitimeze. În momentul în care o persoană nu poate fi identificată sau nu se poate legitima printr-un act de identitate, în acel moment persoana poate fi însoțită la un sector de poliție pentru a fi identificat și documentat cazul respectiv. Cât ține cazul, noi nu trebuie să, eu la toată lumea o să recomand, să respectăm legislația. Eu nu aș vrea să fac imixtiune, deoarece conform codului contravențional, agentul constatator este independent în deciziile luate, ori eu în momentul când aș face careva acțiuni sau aș declara la acest moment, la acest capitol, o acțiune, eu fac imixtiune în activitatea agentului constatator, ceea ce eu sunt pasibil de răspundere contravențională. Sau codul contravențional reglementează foarte expres că infracțiunea sau fapta contravențională este o faptă penală cu un prejudiciu sau un caracter social mai scăzut decât cea penală. Și eu nu aș vrea să fac imixtiune. Dacă dumneavoastră considerați că v-a fost îngrădit sau încălcat un anumit drept, eu vă sugerez să contestați aceste acțiuni și, bineînțeles, că să sperăm și să fim siguri că instituțiile statului vor documenta inclusiv acțiunile celor care dumneavoastră presupuneți că au fost comise abuziv. Știți bine că am contestat inclusiv la dumneavoastră de fiecare dată. Dar în altă ordine de idei, eu am ascultat cu atenție expunerea pe care ați făcut-o, dar n-am văzut nimic cu referire la abuzurile pe care le fac, din păcate, unii dintre subordonații noastre. Și aș face referire exact la momentul din 24 august din fața guvernului, când o femeie a fost bruscată, alergată de polițiști, pentru simplu motiv că avea un pepen în mână și pe care nu-l furase, vă asigur eu, îl primise. Deci, dacă nu vă supărați, Casa Guvernului este un obiect securizat, se află în zona zero și atunci când cineva desfășoară o acțiune fără autorizație în adiacentul caz... Eu aș vrea să greșesc la această etapă și eu dacă îmi greșesc, eu să-mi cer mii de scuze pentru greșelile care eu le comit acum, dacă ea este greșeală, dar eu din câte cunosc, autorizația era pentru strângerea semnăturilor partidului dumneavoastră de pe strada Veronica Miclec, intersecție cu Pușkina. Nu dădeam pepeni nimeni, să știți. O singură întrebare, am văzut pe expunerea dumneavoastră scăderea timpului de reacție la apelul 112. Vreau să vă spun, am depus la dumneavoastră în acest sens un document, anexat și înregistrările când doriți la dispoziția dumneavoastră, timp de reacție 45 de minute când am anunțat că la Magda Tur există o stație ilegală de comercializare a combustibililor în interiorul parcării speciale, domnule Cernăuțean. Eu doar o să vă spun că aceasta este o medie pe țară. Noi o să tindem ca să micșorăm termenul de reacție a poliției la apelurile 112. Cât ține de anumite presupus fraude care dumneavoastră le declarați, eu vreau să vă spun doar că ceea ce ține de evaziunea fiscală, ține de compartimentul Inspectoratului Fiscal de Stat. Poliția nu are competență, dar atunci unde este necesar, noi o să reacționăm și o să sesizăm și noi alte organe ale statului. A fost vorba de contrabandă. Și o singură propoziție... Contrabanda este a serviciului Vamal. Și o singură propoziție. Există vreo legătură, că sunt multe semne de întrebare, iertați-mi, cu tot respectul, în cadrul populației, în cadrul conducătorilor auto.
semne de întrebare cu privire la transparența licitației care a fost adjudecată de Magda Tur. Aveți vreo legătură cu frații Nemțeanu? Pentru că a spus la vremea aia președintele Comisiei de Licitații care a atribuit acest contract. În opinia mea, domnul Rizea, dumneavoastră aduceți acum niște acuze nejustificate. În primul și în primul rând, eu vreau să precizez că acea licitație, nu eu am fost președintele Comisiei de Evaluare și de Concurs. Așa TV8, Jurnal TV, vă arăt extrasă. Hai să arătați, vă rog. Și era șeful direcției juridice. Bine, domnul Rizea, eu v-am spus, nu eu am fost nici președinte, nici vicepreședinte. Eu am fost reprezentantul direcției juridice în acea comisie. Este unul la mână. Doi la mână, dacă o să vă uitați foarte atent. Acea licitație a fost anunțată de două ori pe site-ul Inspectoratului General al Poliției și a fost publicată în monitorul oficial din timp. Inclusiv a avut o amânare din considerentul că se dorea mai multe informații. Doi la mână, această desfășurare a procesului a fost coordonată inclusiv de către prin analiza impactului de reglementare, acolo unde, pe lângă guvern, sunt și alte instituții și persoane fizice. Dar haideți să vedem și alte întrebări. Eu vreau să vă asigur că în toate cazurile referitor la alertele cu bombă, la toate cazurile noi avem documentat acest proces. Cu părere de rău, noastră trebuie să mă înțelegeți perfect că există unele aspecte legate de securitatea statului și de unele aspecte procesuale care au și o paraf secretă, unde eu nu pot să vă dau anumite detalii, dar vreau să vă asigur că toate statele respective s-au creat comisii rogatorii și se întreprind acțiunile procesuale de documentare a acestor cazuri. Și sperăm că să avem și un final bun. Dacă nu mai sunt întrebări... Bine, nu suntem noi instituția abilitată ca să dăm apreciere acestui, cum ați numit dumneavoastră, boom de alerte cu bombă. Sunt alte instituții abilitate, dar și noi avem analizele noastre care le realizăm în cadrul Inspectoratului General al Poliției. Și, bineînțeles, se conturează câteva aspecte, dar eu, cu părere de rău, nu o să le pot declara, deoarece este un proces penal, iar în cadrul unui proces penal, liderul de declarații pe acest compartiment este o altă instituție decât poliția. Noi suntem doar parte a acelui grup. Și cred că mi-aș depăși un pic atribuțiile de serviciu comunicând astfel de informații. Cât țin de apelurile care au fost făcute prin intermediul telefonic, toți suspecții au fost identificați, reținuți. Cu părere de rău, vorbim de un compartiment sau de o categorie a persoanelor care au fie anumite probleme de sănătate, ceea ce noi nu putem condamna pentru acest lucru, fie au făcut-o din alte intenții, s-au certat în familie sau și-au manifestat anumite nemulțumiri de anumite persoane publice. Deci, în jur de 18 apeluri am avut anul curent. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper să ne mai revedem cât de curând posibil. Succes tuturor!